Biserica românească Sfântul Voievod Ștefan cel Mare din Viena a fost astăzi loc de comuniune și de slujire interortodoxă. În mijlocul comunității s-a aflat în alt preasfințitul părinte Arsenios, mitropolitul grec al Austriei. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu părintele paroh Emanuel Nuțu și cu alți clerici din Viena și împrejurimi o mare bucurie pentru comunitatea noastră să-l poată întâmpina și să-l aibă în mijlocul ei la o dumnezească liturghie într-o zi de duminică, în timpul acestui post pregătitor pentru nașterea Domnului pe Mitropolitul Grec al Austriei, în al preasfințitul Arsenios Cardamachis. Cu binecuvântarea, cu îngăduința Părintului nostru Mitropolit Serafim, am fost onorați astăzi de prezența în alprezenției sale și este o onoare pentru comunitatea noastră faptul că Mitropolitul Grec a poposit la noi, a săvârșit Dumnezească liturgie pentru că astfel se arată o prietenie care se leagă și în același timp respectul reciproc între bisericile ortodoxe surori pe care de altfel în alprezențitul Arsenie ca și președinte al conferinței episcopilor ortodoxe în Austria le reprezintă în mod oficial în fața statului austriac și ne-am bucurat că la Sfânta Liturghie a fost prezent și cel care conduce oficiul de cultă din cadrul Cancelariei Federale, domnul Dr. Ștefan Leitner, dar și inspectorul pentru religie ortodoxă, domnul Branislav Giucarici. Pentru binecuvântarea comunității românești din sectorul 2 al Vienei, înalt preasfințitul părinte Arsenios a adus spre închinare o racă cu fragmente din maștele Sfintei Mar Varvara și ale Sfântului Cuvios Ioan Damaschin, pomeniți astăzi.